Klaus Iohannis cere mobilizare națională, intrați, dragi tineri, în politic sublinierei schimbați on mai bine video. Presubliniere dintele Klaus Iohannis o îndeamnă pe tinerii să intre în politic, pentru a duce la o viață politică în care nu se mai regsesc actele de imoralitate sublinierei fuga de responsabilitate. Intraci, deci, dragi tineri, în politic sublinierei schimbați politica din România în mai bine, le-a spus presubliniere dintele tinerilor. El a susținut joi, 26 aprilie AC, la Bacu, o alocuiune în cadrul dezbaterii naționale viziunea tinerilor pentru viitorul României. Vă prezentăm în continuare textul alocuiunii. Domnule președinte al Consiliului Tineretului din România. Domnule primar al municipiului Bacu. Doamnă prefect. Domnule vicepreședinte al Consiliului Județean. Distinși invitați și reprezentanții ai organizațiilor de tineret. Ne bucur că suntem astăzi împreună pentru a purta un dialog despre viziunea pentru viitorii prioritățile unor noi generații, în cadrul acestei dezbateri gestuite la Bacu, orașul care, timp de un an, a fost capitala tineretului din România. Vă felicit, pe toți, pentru modul în care, prin evenimentele și activitățile desfurate, chiar ai reușit să aduceți tinerii în prim plan, astfel, să-i încurajați să devină mai activi și mai responsabili.